Unde sunt acele autospeciale făcute cadou din partea președintelui Turciei? Către președintele Republicii Moldova nu au fost făcute astfel de cadouri, de autospeciale, la sigur. Dacă au fost făcute față de guvern, întrebați pe ei. Deci, dumneavoastră nu cunoașteți. Noi, de la partenerii noștri externi, tot ce solicităm, solicităm pentru cetățenile, pentru interesele și pentru necesitățile cetățenilor. Adică autospeciale de la, au venit, vă aduceți aminte, de la Lukashenko. Câteva tractoare și autospeciale. Au fost transmisii cetățenilor. Autospeciale de la domnul Putin. Vor fi transmisii cetățenilor. Ceea ce solicită alte elemente ale puterii în Republica Moldova pentru alte necesități, întrebați-i pe ei. Noi astfel de solicitări nu am făcut.